Salutare fraților, bine ați venit la un nou episod din FIFA 23, carieră cu Rapid București. Iată că am ajuns și ziua în care jucăm finala sezonului. Este ultimul meci, dacă batem campionatul al nostru. După acest meci, sper să fie un rezultat bun, evident. După acest meci vom avea finala cu Nice din UEFA Europa Conference League. Hai să-i dăm bătaie, să vedem ce iese și sper să iasă totul cât mai bine. Nu putem face egal, nu putem să pierdem, trebuie să câștigăm. E singura variantă. I-am bătut 3-1, dar problema este că jucăm cu rezervele. Și când joc cu rezervele, nu prea am încredere. Dar sperăm să facem o treabă bună. Lucasen scapă bine aici. Lucasen, șut! Șut peste poartă. E cam slăbuț acest șut. Bine, băi, Nițului. Seferule, nu ești greu cât ești de îngrămădit, ci 1-0 pentru FCSB, minutul 11. Bine, Nițuli! Hai, ultra attacking, n-avem nimic de pierdut în momentul ăsta. Hai, Nițuli, fă un meci mare că avem nevoie de tine. Ce lega joacă prăpădiți ăștia, mă alege să ar praful de FCSB cu cine i-a inventat. Oi răioase. Hai mă băieți, hai mă băieți, hai mă băieți, mă. Minge la Lucasen, șut! Dar apără Târnovanu. Hai băieți, hai băieți, hai de ei. Hai bă, trântește-te pe jos în pizda, mătii. Sefer rămâne la balon, Sefer șutează și apără Târnovanu. Cădeți-ar mâna, puneți-ar una de frasin, de lemn să spună una. Toma șutează în blocaj. Artem Dovbic deja obosit. Hai că-l va pe Dugan, zici, vedem ce iese. Ce este pauză? VCUSB are 1-0.
Hai, mă, băieți, mă. Hai, mă, băieți, mă. Vine Lucasen. Lucasen driblează portarul și egalează în minutul 56. Bine, voi, Lucasen. Bine, Lucasen. Lucasenul. Cumbula restabilește posesia. Toma acum. Toma aleargă în bandă, întoarce un adversar. Pasă la Chavez, Chavez intră în careu. Hai băieți, hai băieți. Cred că a fost un pic cam offside acolo la prima fază, dar e ok. Hai. Hai cu un gol, băieți. Hai cu un gol. Duganzic, pleacă pe atac, bine, Duganzic, 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 gol! Duganzic, 2 la 1, minutul 73. Bine, băi, Duganzic. Fenomen. Acum o sigură problema. Locul ăsta. Mă. Jean a schimbat pe toți, ai nebunit. Gol! Duganzic, 3 la 1, minutul 80. 3 la 1. Bine, bă, băieți. Mamă, cu ce târș am stat la cur până acum. Mamă, mamă, mamă. Și din nou 3 la 1, mă. Din nou după ce au avut 1-0. Iată că în acest match, Dugan zice este erou. Bine, băi, Dugan ziciule. Bine, Nițuli! Dacă o scăpa în poartă, blesteme și Dumnezei ce puneam pe capul lui. Bine, Lucasen! Avem out. Cumbula, Cumbula se bate acolo pentru posesie, Cumbula. Este penalti, probabil.
Da, e penal. Pe care îl ratează, dar dă gol cu capul. Dar nu mai contează, este 3 la 2. Și câștigăm campionatul! Câștigăm și campionatul! Bine, bă, băieți, bă! Bine, bă, băieți! Oare să facem surpriză, să-i batem și pe Nice? Oare să fim atât de capabili? Vom vedea în scurt timp. Campionatul, cupa... Iată că în palmaresul celor de la Rapid București vine cel de-al patrulea titlu din istorie. Maraș Cumbula va ridica trofeul. Am avut un sezon lung, dar sincer, în momentul ăsta mă simt bine. Mă simt bine că am cules rodul muncii și ne-am chinuit din greu pentru chestia asta. Păi ce să zicem, mă, dragilor? Să așteptăm meciul meciurilor. Iată că l-am vândut și pe Bădescu la Sarpsborg. Cred că Norvegia. Dar mă interesează mă, chestia asta. Aici ne trebuie echipa asta. Apoi să vedem ce mesaje avem. Sian Emers. Să-l vindem pe Emers. Putem să luăm 1.800.000 pe el. Hai să acceptăm că nu stau să-mi bat capul cu toate astea. Așa, scoutul a venit din Albania. Și avem Pal Berisha, care e atacant și right winger. Hai să-l semnăm să vedem ce poate. Păi ceilalți nu-s buni. Direct. Cas. Mai avem un scouter din România care ne-a adus râie și pureci, că nu ne-a adus nimic. Nu e ce am eu nevoie. Nu e ce am eu nevoie. Schimb la conferința de presă. Jucăm în alb. Hai mă să jucăm în alb. Înceapă nebunia. Înceapă nebunia. Și bine ați venit și la meciul cu Nice, finala UEFA Conference League. Începe meciuletele. Să-i dăm bătaie, să vedem ce vom face. Poate reușim să-i batem. Mi-aș dori măcar, dacă pierd, să nu pierd fără gol marcat. Măcar să dau un gol, dar cel mai frumos ar fi să câștigăm. Aginaldo, ce schemă, ce chestie, ce socoteală face el acolo, așa. Junior Moraes câștigă înapoi posesia, pasă bună pentru Bufal, Bufal, ah, ce prost am făcut faza aia.
Am făcut o pasta și mai prost. Și mai prost am făcut o pasta. Bine, moldovan! Ce scheme face moldovan, ce nebunice, ce socoteli! Foarte bine, moldovane, foarte bine, moldovane! Hai, moldovane, repede, moldovane! Bravo, moldovane! Lasă, moldovane, fii pe fază, moldovane, că vin ăștia iar. Mama e, mă! Bine, Bufal! Aginaldo un pic faultat acolo, da. A, e acum. Ce să faci? Jordan Sibaceu. Sibaceu cu o pasă în spate pentru Antunia. Antunia pentru Agi, cred că a fost acolo. Bine, Moldovan! Ce parade face Moldovan în acest meci? Ne cam apărăm, nu prea apucăm să atacăm. Bine, Moldovan! Bine, Moldovan! Cred că meciul ăsta o... Episodul ăsta o să se intituleze Bine Moldovan. Ufal, pasă bună pentru Bucarii. Bucarii, Bucarii, pasă bună pentru Sibaceu, Sibaceu. Ăla nu-i penalti. Ce Cristos! Ah. Mamă, Sibaceu trebuia să-mi scrie acolo. Nu știu cât va putea să reziste Moldovan așa. Bufal, Bufal, șut, bară, Bufal, nu cred. Tudibo, Iusuf. Hai băiezmă, hai mă băiezmă. Nu-i lăsa să înainteze prea mult. Ce s-a întâmplat? Nu. Nu, nu te-ai accidentat. Spune-mi că nu te-ai accidentat. Spune-mi, te rog, că nu te-ai accidentat. Doar s-a accidentat. Ah, și pe cine băgăm noi aici? Și așa, preventiv. Dar facem așa. Băgăm pe Papu. Punem pe Sibaceu acolo și pe Papu în dreapta. Hai să vedem. Bă, dar nu-i corect, dă-o, bă, morții măsii.
Mamă, 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 mamă. Băi, băiete. Asta e bătaia de joc, nu, asta e bătaia de joc, jur. Penalti. În atac de la spate, fără minge, tu dai galben. Dobitocule. Și Hagi înscrie din penalti. 2 la 1, revenim cât de cât pe tabelă rapid. Poate vom reuși să mai înscriem un gol, măcar să ducem meciul în prelungiri. Hai Papu! Hai Papu! 2 la 2, minutul 75! Bine, băi, Papo! Ce șut! Ce diplomație! Acum să încercăm să ținem scorul ăsta și să facem în așa fel încât să-l ducem în prelungiri. Meciul neapărat. Bună treabă. Din nou Papo. Papo centrează bine, dar nu găsește nimeni centrarea asta. Cumbula pasează înapoi. Moldovan face un pai la mangla acolo, bam, bam, bam. Bucarii. Salazar, șut, apără Schmeichel în ultimul minut. Jucăm cu o pasă scurtă. Antunia pasă în centru. Papo! Gol! Gol în prelungiri! Gol! Câștigăm UEFA Europa Conference League! Nu-mi vine să cred! Yes! Papo ne scoate de rahat. Ne scoate de rahat, dă două goluri și obține un penalti. Nu cred așa ceva. Deci poți să zici că e hat-trick-ul lui Papo ăsta. Doamne! Doamne! Suntem zăbest! Și câștigăm UEFA Europa Conference League. Suntem cea de-a doua echipă ce își pune în vitrină trofeul după AS Roma. Nemaipomenit. Am reușit eventul, dragilor. Am reușit eventul. Hai să vedem cine e capitanul.
Ce trofeu frumos! Iacob. Campioni, campioni. Campioni absolut. Artificii. Nu-mi vine să cred. Deci, chiar nu-mi vine să cred. Tot jucătorii vechi ne-au salvat seara. În meciul cu FCSB ne-a salvat-o Dugan, zici, iar în meciul cu Nice, Moldovan a fost magistral în poartă și Papo, Dumnezeu un atac. Incredibil, incredibil. Incredibil așa ceva. Nemaipomenit. Da, dragilor. Asta a fost tot pentru azi. Din episodul următor vom reveni cu cel de-al doilea sezon. În sezonul 2 vom evolua în Champions League. Ne vom zbate să ajungem în grupe și ne vom zbate să ajungem cât mai departe. Terminarea pe ultimul loc în grupă nu e soluție. Da. Aveți grijă de voi și până data viitoare să fiți cu minți. Pa!